declarație sălbatică de la 1833-1834, am aici, cât să rămâne a fost atunci. Să vedeți că sârbul a scris, n-a scris-o român. Da. Câți români a trăit în Sărbie. A vrea și nu știi și unde. Atât vreți să le guste pe trei părți. Nu știu, vrei să-i guști pe trei. Asta cum așa ai da. Asta cum așa ai asta e de primul mai. Pe trei, pune și tu. Asta e de primul mai, nu mai. Așa, și acum numai să-mi spuneți dumneavoastră ce e. Ce aveți, ce aveți acum în mână? Ce este această, de când datează această statistică? De la declarația asta a dat-o sârbul la 1880. Și atunci a spus sârbul că în Sărbie trăiesc 144-145 de mii de români. A vlașii nu sunt nici unde scris, nici n-a știut de vlași nimeni aia vreme. Când e făcută declarația asta și sârbă dată atunci, în aia vreme. Dar ne întrebăm acum, de unde acum atâția vlași, a români nu sunt nici unge. S-a pierdut, ce-a făcut aia, România, a murit, au ucis vlașii. De unde venire vlașii în aia vreme? De unde a venit ei? Cred că nu din Siria. Ne întrebăm de unde venire vlașii. De la Melnița. Ce ne puteți spune despre cum i-ați adunat pe copii? Ce s-a întâmplat când ați ajuns cu lista la școală? Eu am mers într-o zi și în aia zi am strâns, am făcut o anchetă cu 15 copii. În a doua zi am întâmpinat 20 de copii. Am vrut să grăbim că copiii trebuie să pleacă la școală, noi într-o anchetă l-am pus gata, am putut să facem, să nu ne prăvărim, ale mai de la 30. Ale bun, și asta și-am făcut la 20, am făcut, părinții mi-a podpisit și a vrut cu bucurie să meargă, să plece copiii la școală, să învească româniaște, limba română. Să înțeleg că ați mers din casă în casă, nu? Am mers la casă, la casă, da. Am mers mai mult la copiii care am avut nădejdea din ei că o să vrea să învețe limba română, că mulți copii sunt zburdați de la părinți încă de mici și învață tot sârbiaște și nici acasă nu vorbesc sârbiaște, nici vlășiaște, cum ei zic vlahii, mă vorbesc numai sârbiaște. De ce credeți că... Părinții nu le spingea și că copiii vorbesc, nu vorbesc limba maternă, că să fie mai buni școlar la școală. Asta vreau să vă întreb. De ce credeți că părinții nu mai vorbesc cu, în casă cu copiii în limba maternă? În casă nu mai vorbesc că nu e treabă limba maternă la facultate, că la facultate se învață numai sârbești. Și nu e treabă limba română. Da, asta este o metodă aplicată cu succes în Ucraina, în școlile. Dar eu le spun lor, nu toți părinții, am spus că școala la Melnița e făcută înainte de 150 de ani. De români. A făcut-o românii din Melnița, menișeni, a făcut școala. Deci al ei, România, nu s-a întrebat sărașii dacă au fost proști, că niciunul din ei n-a știut să vorbească limba sârbă. La vremea aia. La vremea aia. N-a știut nimeni să vorbească limba sârbă. Poate și la geace se numărăm pe aia care a știut să vorbească limba sârbă. Și ei a făcut școala, nu s-a întrebat să... Și o să învețe copiii noștri la școală. Și limba să învețe. Bă, făcea școala că să învețe limba sârbă. Și s-a chemat să școala maternă, limba maternă să învață la școală, a limba maternă, limba sârbă. Și eu când am mers la școală, la 1960, s-a zis limba maternă, să scriu acasă și treabă de limba maternă, limba maternă în sârbești. A nu m-a întrebat limba România și să scriu, așa cum vorbesc eu acasă mea. Pana mea și pot ce vii mai zi așa după mine, copiii am mers la școală un an înainte să învețe limba sârbă, că n-a știut de acasă limba sârbă. M-am învățat la școală limba
din Băsărână. Adică se vor, în casă vorbeau românești? Am vorbit în casă românește și n-a știut mulți copii, 90% n-a știut nici o limbă, nici o vorbă să vorbească, să vorbească sârbiaște. Sârbiaște a învățat la școală. Dar acum, copiii învață încă de mici, părinții învață sârbiaște. Când să fie mai buni școlari la școală. Este primul an când copiii la Melnița sau au fost și anii trecuți? La Melnița au fost copii și anii trecuți. Da, la Melnița... Limba română s-a introdus din 2013 în școlile din Serbia. Au fost și în 2013 și în 2014 copii la Melnița, asta e primul an. Și atunci am scris copiii să meargă în limba română, dar de n-ar nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat până în zi de astăzi. Și în zi de astăzi, acum eu am făcut 20 de copii să învețe românește. Școala a făcut iar ancheta ei, ca un scriitor de la ministarstvo, da? Și a trebuit preșcolari la copii acasă, de părinții, toți părinții, ca toți părinții să podpisească, să însemne, dar viu să învețe limba română, ori limba vlașă. Vlașchi-govor. Așa. Și ei, acum când m-am dus la directorul la școală, m-am dat numele lui director, i-a zis că drămâie așa are, în limba română să am un copil să scris. Mă zic, cum să am un copil, că eu mă strâns 20 de copii. Și că, bă, și acum și că la noi așa pot păsit, așa însemnat, să am un. Așa că 4-5, poate fi că și 6, poate fi, nu știe, nu e pe-aș sigurat. De limba, de blaște două, de limba blaște. Bă, bun, de că așa o să vedem. Eu o să pro-ntreb părinții. Da, da. Eu să-i pro-ntreb, o să mă produc la ei. Și acum, eu cu domnul Demici, o să pășim o scriitoare, părinții să ne pronsemne, să ne prontărească vorba lor și a dat-o că vreau copilul să învețe limba română și atunci să vedem unde se așa. Decă părinții prădoară. Da. Înseamnă că ei vreau strict limba română să învețe copilul la școală, atunci să vedem, să întoarcem altă părere. Care este diferența între români și vlahi? Găsesc mereu în drumurile pe care le fac în zona Văii Timocului, diferența între români și vlahi. Nu mă refer la diferența politică dintre cele două consilii. E foarte clar că s-au făcut două consilii, s-au împărțit politic. Cum o vedeți dumneavoastră? Ce e românul și ce e vlahi? Diferența între români și între vlahi, cum se cheamă, nu e nici un pic. Tot e un popor, tot e un vilaj. Numai politica a tras-o în altă parte. Acum să nu fie, când și cum se sfide genoarea, că 150 de ani de când am curs școala, a încă nu s-a apucat cu limba română școala aia, cu limba maternă. Oamenii ăia și-au făcut școala aia. Li se ia și trașii și mâinile. Să învață numai limba sârbă. Și limba franceză și limba engleză, rusă. Limba rusă a fost mai mult în Larmăgăț, limba franceză la Menisa. A limba maternă nu s-a învățat. Limba chineză nu, n-ați băgat-o. Pe noi ne-a căzit, ne-a bătut, a domnăgit bătaia de când în oborul școlii vorbim limba maternă. Asta când ați mers dumneavoastră la școală. Când am mers la școală. Da. Și când am mers? Când am mers la școală. Cum era? Cum se întâmplă? De când mergem acum în voi, 150 de ani. Da. Când am mâncit bătaia, de când vorbim limba maternă la școală, atunci puteți să vedeți și în parce merge. Merge să ne sărbim toți, să nu se pergem rădășinile noapte, să nu mai fim mai așa în curs. Deci cum era treaba asta? Dumneavoastră copii, nu erați copil? Ați venit de acasă, nu știați limba sârbă? Am venit. Și ați venit, învățătorul a început să vă învețe limba sârbă, limba statului sârb. Limba sârbă și limba sârbă auzit. Dar în pauză, când ieșați în curte și să vă jucați, vorbeați românește între dumneavoastră. Și el vă certa. Am cucedat să vorbim românește. În curtea școlii, în pauză. Da, în curtea școlii, nici cum. Că de când vorbim românește, nu mai învățăm sârbiești. Da, da, da. Limba maternă noastră, limba română, nu cucizăm să o scoatem din gură, nici cum. Și cum vă pedepsea? Dacă vorbeați românește, ce spunea? Păi, am dăbugeam bătaie. Da, cu tremurător. Totul e, mulți pot să zice, și vii că poate și mai mulți, poate în a lui clasă când a fost el, poate fi că n-a fost așa.
Pe încoașă. Da. Mai ajut și de acasă când a sărbiași. Ale clasa a mea. A mea la, la 1960. Și după aia, nici la aia. Oamenii n-au cum ce dat să vorbească. Părinții au fost proști. Au venit la școală, cum zice, învățătorul, așa mor să vii. În mod, în mod firesc, că trebuie să asculți învățător, nu? Așa a fost, da. Da. Și atunci, cum să zicem, și e diferenția să te vrea și între rămâni. Nu e nicio diferență. Nici n-a fost nicio diferență. Dieta, mama, părinții noștri ai bătrâni, moșii ai bătrâni, n-a știut sărbiași și săraci. N-a știut. Decă s-a chemat-o să prenumili, că mama s-a chemat că o cheamă Floarea, sârbul om a clasuit-o, a scris-o că e Sveta, nu e Floarea, pe sărbiași a scris-o. Sveta. Sveta, nu e Floarea. Floarea e de toți noi, da, de da. Tot cotunul e Floarea, numai culori de primari și de unde se scrie, ea e Sveta, nu e Floarea. Și când se duce, se întreabă și eu să părcească, Sveto, el cheamă Sveto, Sveto, ea stia că nu știe care e Sveta. Că ea e Floarea. Numai că ea e Sveta, ea da. E Floarea, ea chepe Floarea, nu da, da. E Sveta. Deci prenumele erau traduși. Așa, că se a schimbat numele. Prenumele erau traduși și numele îi se adăuga terminația aia, aici, vici. Și vreau să spun, de copilăria mea, când am fost eu copil, n-a fost nicio diferență între român și între vla. Nici n-a fost vla, n-a fost lume de vla. N-a fost. Nu s-a zis în limba noastră română, eu sunt român și vorbesc româniaște. A vla. Vlaștii. Sârbii de nu s-a știut. Da. Nu s-a știut, n-au știut ce aia era. Mama, tu ești vlaș, e? Zici copile. Nu știu ce aia era. Spune și aia. Sârbii de zâmbat. Sârbii, sârbii, da. Fralor, ei ne-a chemat, ne-a chemat, că se începe vlaș. Nu i să rămâni, mai să-mi vlaș. Dar noi n-am știut ce aia vlaș. Te când coași noi, acum s-a doar scris cărțile, nu se începe români, mă se începe vlaș. Și e să vlaș. Nu mai ești un gând. Asta un gând care îl ducem cu frică la noi. De ce îl ducem cu frică? De-aia că acum mulți zic că nu sunt români, mă, sunt vlași. Vlași. Da. Dar că copiilor acum, când ei va ajunge, care nu s-a pomenit cu limba română, limba maternă. Când vor ajunge mari și vor... ajunge mari, iar nu mai zice că e vlah. Dar zici că e sârb. Eu nici n-am știut limba română să vorbesc. Da. Nici da. Că niciodată. Asta dacă nu-i duceți la școală. Ăștia și zic acum că îți vlaș. Ei a părit cât a să înviață la școală învățat că limba maternă sârbă. Da. A limba de la rădășină, moșul paradiezului a zuitat-o. Ai mici acum, aveia copiii, praluri copiii, învață numai sârbești. Cum era? Matița Vlaha? Limba maternă, matița Vlaha, care ce probleme? Ei când ajunge, ei nu o să mai zică că-s vlași. Acum încă este mulți care zic că-s vlași. Adică când ajunge, am găsit. Nu o să mai vin aici. Dar nici am că o să ne pierdem de tot. Deci asta mă este... Să grăbim da. cu lucrul ăsta și le-am pornit, să nu se stâng, pentru că acum se stânge. Noi nu mai avem, vrem să ne prângem de vreun pai, să nu ne necăm, necăm de tot. Deci ăsta ar fi scenariul pesimist. Așa. Iar cel expus de domnul Demic și cel optimist. Eu, în orașul care este locul să fiu pesimist de tot. Deci nu, există întotdeauna un scenariu. Avem frică că poate să întâmple și poate să întâmple și asta. Și ăsta lucru. Dar noi lucrăm, asta să nu se întâmple. Eu